Un alt candidat la un fotoliu de senator al României, Monica Clinciu, și-a exercitat dreptul constituțional de vot la Câmpina. Am votat în primul rând cu speranța că România, după acest vot, va reuși să meargă înainte și nu se va întoarce la uh, situația din 1989, de după Revoluție, uh, și cu speranța că tinerii conștientizează că ziua de astăzi este crucială pentru viitorul lor. Și primarul municipiului Câmpina, Horia Tiseanu, a votat încă de la primele ore. Am venit cu toată bucuria să votez, ca orice cetățean care ar trebui să-și exerce acest drept constituțional, și am votat pentru ca țara să meargă mai bine, să meargă înainte.